Când veți vedea urâciunea pustiirii. Ce este urâciunea pustiirii? Ce anume conține această expresie? Când veți vedea urâciunea pustiirii. E important să știm la ce se referă. Citind Sfânta Scriptură, sunt foarte multe pasaje care vorbesc despre urâciune, despre ceea ce înaintea lui Dumnezeu este urâciune. E important să înțelegem ce e urâciunea și este important să înțelegem ce este urâciunea aceea care aduce pustiire. Așa că dacă aveți Bibliile, vă rog să le deschideți. Mai întâi, la cartea Deuteronom, capitolul 18. Vă rog să deschideți la Deuteronom, capitolul 18, ca să înțelegem ce anume este urâciunea. De la versetul 9 la versetul 12. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după, vă rog să citiți, după urâciunile neamurilor acelora sau după urâciunile păgânilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri, acestor urâciuni, va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Urâciunea despre care vorbește Moise aici, de fapt, este cuvântul lui Dumnezeu transmis lui Moise, se referă la religiile și practicile păgânilor, la ritualurile religioase și la practicile care însoțesc aceste ritualuri ale păgânilor. Și toate aceste ritualuri, toate aceste practici religioase ale păgânilor, înaintea lui Dumnezeu sunt o spurcăciune. Ceva pe care Dumnezeu nu le poate suporta. Este atât de respingător încât Dumnezeu spune, din pricina acestor lucruri, voi mătura aceste popoare de pe fața pământului. Întoarceți-vă, rog, la cartea profetului Ezechiel, capitolul 8. Ezechiel, capitolul 8. Acum nu ne uităm la popoarele cananite, despre care vorbește Deuteronom 18, popoare stricate, perverse, imorale, spurcate. Acum ne uităm la oamenii care lucrează la templul din Ierusalim. Ezechiel 8, de la versetul 6 în continuare. Citim versetul 5 ca să avem contextul mai limpede. El mi-a zis, este o prezență, o ființă angelică care îi vorbește lui Ezechiel într-o vedenie și el mi-a zis, fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte și iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului la intrare. E altarul de la templu. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni pe care le săvârșesc aici, casa lui Israel, ca să mă depărteze de sfântul meu locaș. Dar vei vedea și alte urâciuni și mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete, am săpat în zid și iată că era ușă. Și mi-a zis,
intră să vezi urâciunile cele rele pe care le săvârșesc aici. Versetul 13. Și mi-a zis, vei vedea și alte urâciuni mari pe care le săvârșesc. Versetul 15. El mi-a zis, vezi, fiul omului, vei mai vedea și alte urâciuni mai mari decât acestea. Versetul 17. El mi-a zis, vezi, fiul omului, este prea puțin noare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urâciunile pe care le săvârșesc aici. Suntem la templu. Și Duhul lui Dumnezeu îi deschide ochii spre realități nevăzute cu ochiul liber. Îi arată lui Ezechiel ce este în inima celor care slujesc la templu. Pe din afară toate ritualurile sunt așa cum trebuiau să fie. În realitate, în inima lor, erau atâtea înclinații idolatre și atâtea lucruri care erau exact practicile păgânilor, dar erau ascunse în inimile lor. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel și lui Ieremia, urâciunile acestea care au pătruns în templu, în inimile lor. Urăciunile acestea nu le mai poate suporta Dumnezeu. Urăciunile acestea sunt motivul pentru care Dumnezeu aduce pedeapsa peste popor și aduce pedeapsa peste Ierusalim. Urăciunea aceasta pe care o vede Ezechiel sunt aceste practici religioase, idolatre, spurcate, ascunse în inimile oamenilor. Preoții și bătrânii, leviții și cărturarii, oamenii de la templu ascundeau în inima lor lucruri teribile. Vreau să vă imaginați scena secolului 21, și suntem în 26 septembrie. Și dacă Dumnezeu i-ar zice lui Ezechiel pentru vremea noastră, fiul omului, vino să-ți arat la ce se vor uita credincioșii din bisericile din România sau din toată lumea după ce se termină serviciul la biserică și se duc acasă. Vino să-ți arat ce este în inima lor după ce tânjesc? Vino să-ți arat ce fac ei în ascuns. Ce practici. Ce lucruri spurcate. Și acum, în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, și în Marcu, la capitolul 13, Dumnezeu se întoarce înspre ucenici prin mesajul Domnului și le spune: când se vor întâmpla toate aceste lucruri? De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, Matei 24:15, așezată în locul sfânt. Cine citește, să înțeleagă. Urâciunea care a dus pustiirea peste popoarele cananite, urâciunea care a dus pedeapsa peste Ierusalim în 586, înainte de Hristos, când a fost dărâmat templul și Ierusalimul și ultimele rămășițe ale poporului duse în robie, robia babiloniană. Domnul Iisus spune, când veți vedea urăciunea care aduce pustiirea și zice despre care a vorbit prorocul Daniel. Așa că întoarcem la cartea profetului Daniel. Vă rog să întoarceți în cartea profetului Daniel și sunt trei texte în care Daniel folosește această expresie, urăciunea pustiirii. Primul este în capitolul 9,
De la versetul 26 la 27. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va mai avea nimic. Poporul lui Domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești. Va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Îngerul îi explică lui Daniel ce se va întâmpla cu poporul din care Daniel face parte. Și explică faptul că în viitor va veni o vreme în care cineva, un personaj cu putere politică și militară, va veni și va intra în sfântul locaș, va face să înceteze jertfa necurmată, va călca în picioare legământul și va veni pe aripa spurcăciunilor idolești și va duce pustiire. Capitolul 11, versetul 31. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. Acest personaj va veni însoțit de armate puternice, vor spurca sfântul locaș, îl vor profana, aducând în sfântul locaș urăciunile care atrag pustiirea. Adică în locul preasfânt, închinat lui Dumnezeu, vor aduce acele urăciuni pe care Dumnezeu nu le poate suferi. Capitolul 12, versetul 11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Și în Matei 24, ni se spune că atunci când vom vedea, sau când ucenicii vor vedea, urăciunea pustiirii despre care a vorbit Daniel, așezată în locul preasfânt, cine citește, să înțeleagă. Ce să înțeleagă? Să înțeleagă următorul lucru. Că în locul sfânt, în locul închinat lui Dumnezeu, în lucrurile închinate lui Dumnezeu, oamenii care sunt chemați să se închine lui Dumnezeu, vor prinde o vreme în care toate spurcăciunile, toate urăciunile, toate lucrurile acelea absolut scârboase vor intra în locul sfânt. Daniel vorbește despre asta. Ucenicii îl întreabă care va fi semnul după ce să cunoaștem. Și Domnul spune, uitați-vă la locul sfânt. Uitați-vă ce se întâmplă în locul sfânt. Și când veți vedea lucrurile idolești, când veți vedea lucrurile murdare, când veți vedea spurcăciunile, că intră în locul preasfânt, înțelegeți că vine vremea marilor decizii. Acum, profeția lui Daniel s-a împlinit mai întâi în anul 168 înainte de Hristos. În anul 168 înainte de Hristos, Antiohus Epifanes, din neamul Seleucizilor, după desfințare, după dezmembrarea Imperiului lui Alexandru Macedon în patru părți între generalii lui, a fost o luptă deosebit de mare între Seleucizi din Siria, din zona aceea,
Și dintre Ptolemei, în partea cealaltă de sud înspre Egipt, au fost mari războaie. Dar în anii 168 și apoi în anii următori, împăratul Seleucid din zona de nord, Antiochus Epifanes, în război cu Egiptul, a pornit înspre Țara Sfântă cu o ură cumplită împotriva legământului cu Dumnezeu, împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva templului și altarului, împotriva jertfelor. Și când a intrat în Ierusalim, a trecut la niște atrocități cumplite împotriva tuturor acelora care trăiau după legea cuvântului lui Dumnezeu. A săvârșit atrocități atât de mari încât în cartea 1 Macabei, este o carte apocrifă, descrierea te cutremură la ce barbarisme s-a dedat omul acesta. Și ca să-și bată joc de locul preasfânt, în templul de Ierusalim a zidit un altar în cinstea lui Zeus. Și a zidit altarul în cinstea lui Zeus, punându-l deasupra altarului închinat Domnului Dumnezeu. Și a dus jertfe arsă mâi în cinstea lui Zeus, în incinta templului, și ca să-și bată joc de Dumnezeul cel viu și de legea lui, pe altarul lui Dumnezeu a jertfit o scroafă. Și toate lucrurile acestea s-au petrecut pe fondul unor violențe, unor prigoane teribile. De aceea spune Daniel că în vremea aceea vor cădea mulți și va fi o mare strâmtorare. Dar zice Daniel în 11:32, de aceea din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămânea tari și vor face mari lucrări, mari isprăvi. Ce a profețit Daniel s-a întâmplat la 168. Numai că Domnul Iisus spune acum, profeția aceea lui Daniel mai are alte momente în timp când se va reitera. Profeția aceea are mai multe etape în istorie. Urăciunea pustiirii va fi în locul sfânt și așa le spune ucenicilor, când veți vedea. Când veți vedea urăciunea pustiirii în locul sfânt, atunci e vremea să fugiți. La ce urăciunea pustiirii face referință Domnul Iisus? Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 21. Evanghelia după Luca, la capitolul 21, versetul 20. Este textul paralel din Luca și descrie aceleași cuvinte ale Domnului, dar cu nuanțele pe care le surprinde fiecare evanghelist. Versetul 20. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști. Să știți că atunci pustirea lui este aproape. Luca nu zice urăciunea pustirii, ci zice Ierusalimul înconjurat de oști. Reia din ceea ce a spus Domnul Iisus acest aspect, Ierusalimul înconjurat de oști. Când veți vedea lucrurile acestea, să știți că e vremea necazului cel mare. Pentru că ne spune Evanghelistul Marcu, în capitolul 13, următoarele lucruri. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Când Ierusalimul va fi înconjurat de oști, va veni un necaz așa de mare, cum n-a cunoscut istoria Ierusalimului de la începuturi, până atunci nu va mai fi vreodată așa ceva. Ce s-a întâmplat?
Când Domnul Iisus a intrat în templu pentru ultima dată și când a vrut să deschidă ochii preoților și cărturarilor, să deschidă ochii bătrânilor lui Israel, conducătorilor religioși, să-i ajute să înțeleagă planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, să-i ajute să înțeleagă că El este Mântuitorul, că El este adevăratul templu, că relația noastră cu Dumnezeu nu este pe baza unor ziduri sau obiecte, ci este prin Fiul lui Dumnezeu. Au respins planul lui Dumnezeu. Și Domnul spune, Ierusalime, Ierusalime, de atâtea ori am încercat să te adun cum își adună cloșca puii. Să te adun din toate celelalte învățături și practici care și-au rătăcit, și-au ratat calea. Să te aduc la adevărata cale, la adevărata învățătură. Dar n-ai vrut. De aceea vi se va lăsa casa pustie. Când Domnul le spune lucrurile acestea, le spune că Ierusalimul, poporul Israel din vremea aceea, și-a împietrit inima față de planul lui Dumnezeu și s-au lipit de lucrurile omenești, de lucrurile păcătoase, de lucrurile idolatre. Și acum le spune ucenicilor că ceea ce a profețit Daniel se va întâmpla și semnul va fi urăciunea pustirii în locul preasfânt. În anul 66, după Hristos, a fost o revoltă, o revoltă care a fost pornită de partida zeloților. Zeloții erau o grupare religioasă și politică, deosebit de ostilă dominației romane. Între zeloți era o altă grupare denumită sicari, care erau oameni care făceau ce se întâmplă cam acum și auziți prin diverse părți ale lumii. Că cineva s-a dus cu un cuțit și a atacat femei în stație de autobuz sau în tren sau în gară sau în centrul orașului sau într-un magazin. Cineva s-a dus și a intrat cu mașina sau cineva s-a detonat. Erau aceste atacuri teroriste neanunțate. Și cei din partida sicarilor și a zeloților aveau ascunse aceste cuțite sau junghieri și se apropiau de romani și îi omorau pe la spate într-un mod brutal și mișelesc. În anul 66 după Hristos au pornit o revoltă împotriva Romei. S-au organizat și au cucerit fortăreața Antonia. Și ca răspuns la revolta lor, generalul Vespasian a trimis o armată și armata lui Vespasian a asediat Ierusalimul. Asediul lui Vespasian a avut perioade de intensitate și a avut și perioade de stagnare a asediului. Datorită faptului că în mișcările politice din vremea aceea s-a întâmplat ceva la Roma și Vespasian a ajuns cezar. Și conducerea armatei a fost luată de băiatul lui, de fiul lui, de Titus. Și în perioada aceasta, în care înconjurau și era asediat Ierusalimul, Vespasian i-a spus fiului său, când va cuceri Ierusalimul, să nu distrugă templul. Să păstreze templul pentru că este un loc sacru. Dar în vremea aceea în care oamenii erau în Ierusalim, dintre zeloți, patru grupări diferite au intrat în incinta templului și au făcut din templu centrul lor militar, statul major a atacurilor lor împotriva Romei. Și oamenii care omorau romani din partida lor erau primiți în Ierusalim, în incinta templului și erau ascunși în Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor se adăpostau criminalii.
Între cele patru grupări de acești oameni împotriva Romei, zeloții, au început lupte rivale și lupte fratricide. Se vărsa sânge în templu. Și în loc să fie locul sfânt, era locul intrigilor, a crimelor, a lucrurilor de tot felul, urâte de tot înaintea lui Dumnezeu. Și când Titus i-a spus tatălui său ce se întâmplă, Vespasian i-a spus să radă din temelie locul acela. Așa că, în anul 70, Titus, cu armatele lui, au dărâmat zidul Ierusalimului, au intrat în templu, au dărâmat templul. Și a fost un măcel pe care îl descrie Iosefus sau Iosipus în lucrarea lui Războaiele Evreiești și le descrie Eusebius, unul dintre istoricii primei biserici, a bisericii primare, descriu atrocitățile și spun așa ceva nu s-a văzut de la întemeierea lumii. Când veți vedea urăciunea pustiirii. Titus a intrat cu armatele, a pus acvila romană pe toate clădirile, inclusiv pe clădirea templului. A înălțat steagurile romane și a dus altarele romane ca să ardă tămâie pe ele. Și Ierusalimul și templul a devenit un oraș idolatru, sub stăpânire idolatră romană. Dar s-a întâmplat ceva. Când armatele romane au înconjurat Ierusalimul, au fost două mesaje. Două mesaje care mergeau împotriva unui acelui alt. Un mesaj era din partea creștinilor. Fugiți la munți. Fugiți la munți și scăpați-vă viața. Creștinii au luat învățătura aceasta a Domnului și între creștini, așa cum consemnează Eusebius, era mesajul acesta. E vremea să scăpăm la munți. Fugiți la munți. Niște proroci, proroci mincinoși, le-au spus, nu la munți, ci la Ierusalim. Ierusalimul este cetatea care e fortificată, acolo sunt zidurile, acolo este siguranța noastră, acolo e scăparea noastră. La Ierusalim! La munți. Mesajul este, graba, urgența este atât de mare, încât dacă cineva va fi pe acoperișul casei, să nu mai intre până în casă ca să-și ia ceva ce să fugă la munți. Dacă cineva va fi la câmp, să nu mai meargă până acasă, să-și ia ceva de acasă, ci să fugă direct la munți. Vai de femeile însărcinate! Vai de femeile cu copii mici! Vremea aceea este atât de stringentă și de urgentă încât n-ai vreme de nimic altceva decât să fugi să scapi viața. Celălalt mesaj, la Ierusalim. E siguranță. Adăpost. Acolo avem tot ce ne trebuie. Ierusalimul este de necucerit. Și pe lângă acești proroci, între acele grupări ale zeloților, au fost mai mulți care au pretins că ei sunt Mesia. Ce înseamnă Mesia? Salvatorul. Mesia cel care eliberează. Și între ei au apărut asemenea Mesia falși și proroci falși. Întrebare. Dacă ai fi fost în vremea aceea în Iudeia, care mesaj l-ai fi ascultat? La Ierusalim. E siguranță. Adăpost. Avem hrană. Acolo suntem protejați. Să mă duc la munți cu mâinile goale? Care mesaj l-ai fi ascultat? Majoritatea creștinilor în anii 66-70 au fugit la munți. Când a fost asediat Ierusalimul și cucerit Ierusalimul, au fost omorâți peste 1.100.000 de oameni în Ierusalim. Istoricii spun
se pare că au fost foarte puțini creștini și probabil că n-ar fi fost niciunul. Toți creștinii au fugit la munte. Și pentru că au fugit la munte, au scăpat cu viață. Acum Domnul Iisus ia imaginea aceasta și folosește imaginea aceasta cu urăciunea postirii și cu necazul cel mare și ne spune, se mai repeta odată. Va mai veni odată. Va mai veni o vreme în care locul sfânt va fi infiltrat de urăciunea care aduce pustiirea. Când locul sfânt va fi invadat de lucruri idolești pe care Dumnezeu nu le mai rabdă. Va veni această lepădare de credință și va veni o strâmtorare, va mai veni un necaz mare. Va veni peste pământ. Oare cum vom scăpa? Oare cum vom scăpa în vremea aceea? Oare ce avem de făcut? Vor veni Hristoși mincinoși și proroci mincinoși ca să înșele pe mulți. Știți care a fost înșelătoria în vremea aceea? Scăparea nu este cum a spus Hristos. Salvarea nu este acolo. Salvarea este cum ne spun acești proroci care ne spun la Ierusalim, la templu, între ziduri. Și datorită faptului că s-au dus acolo, au trăit coșmarul, tragediile, atrocitățile, groaza, lucrurile peste care istoricii se îngrozesc și să le scrie și să le citească. Primul semn pe care îl dă Domnul Iisus este urăciunea pustiirii în locul sfânt. Și acum o să mă întrebați, și frate Paul, care e locul sfânt? Ce ziceți, care e locul sfânt? Primul loc sfânt este inima mea și inima ta. Când vei vedea urăciunile lumii acesteia pătrunzând în inima ta, să știi că sfârșitul e aproape. Când vei vedea că inima ta este mai plină de cei păcătos drăcesc decât de cei sfânt și dumnezeiesc. Templul inimii tale s-a umplut de urăciunea care aduce pustiirea. De aceea ne rugăm ca inima noastră să fie în totalitatea Domnului. Ne rugăm ca inima noastră să fie păzită. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Al doilea loc sfânt sunt bisericile Domnului, adunările credincioșilor. Biserica este un templu. Inima mea, viața mea, trupul meu este templul Duhului Sfânt. Biserica este templul Duhului Sfânt. Biserica este loc sfânt. Când veți vedea urăciunile lumii pătrunzând în biserică, când veți vedea biserica devenind la fel ca și spurcăciunile lumii, înțelegeți că e vremea marilor decizii. O să ziceți, dar care sunt acele urăciuni? Sunt de la cele mai grotești până la cele mai subtile. Vă rog să-mi spuneți, cum v-ați duce acasă în seara asta de la Emanuel dacă ne-ați vedea pe noi, cei patru de aici de pe platformă, pe cei care stau aici în față, că stingem luminile în biserică, dăm drumul la niște reflectoare în astea care zboară încoace și încolo, dăm drumul la niște nori de fum și iese așa fum pe întuneric și îl vezi numai așa în lumina reflectoarelor. Și ne-ați vedea sărind aici de parcă am fi apucați de nebunie. Să sărim așa în picioare și să bată niște tobe și să bubuie niște aparate și să fie un fel de harababură aici și zgomote ca în iad. Cum vă duce acasă?
Spuneți-mi, ați vrea să-l vedeți pe fratele Doru făcând așa ceva? Biserica Emanuel, ați vrea să-l vedeți? Dar pe fratele Dan, că e mai tânăr, ar vrea să-l vedeți? Pe fratele Costel, că împreună cu fratele Iosif ești directorul liceului, nu? Ai vrea să-ți vedeți pe cei care cântă aici făcând așa ceva? Ați vrea să vedeți femei jumate dezbrăcate țopăind aici și spunând că laudă pe Domnul? Ați vrea să vedeți oameni care trăiesc în curvie, divorțează, venind aici și spunând că ne închinăm Domnului? Ați vrea să vedeți aici târg cu porci și cu alte lucruri? Ați vrea să le vedeți? Ați vrea să vedeți târgul de porci de la Biserica Emanuel? Ați vrea să vedeți lucruri de felul acesta care sunt de talcioc la biserică? Ați vrea să le vedeți? Frați și surori, mă rog ca Dumnezeu să ne trezească când veți vedea urăciunea pustiirii, lucrurile pe care Dumnezeu le dezavoiază, dar vom pleca acasă și vom butona și le vom da drumul și ne vom uita la ele. Nu le vom avea aici, dar le vom avea aici. Este primul semn. Când veți vedea lucrurile acestea, Domnul spune, atunci, e vremea să vă despărțiți de așa ceva. E vremea unor decizii radicale și rapide. De aceea, pentru că este un singur Hristos adevărat și un singur Duh Sfânt adevărat, spunem, Doamne Iisuse Hristoase, stăpânește inimile noastre. Stăpânește biserica noastră, stăpânește copiii și tinerii noștri, stăpânește bătrânii noștri și, Doamne, stăpânește casele noastre. Și când ne ducem acasă, să nu transformăm casele noastre în locul în care urăciunea pustiirii este la ea acasă. Dar să-mi spui și ce pot face. Cuvântul lui Dumnezeu spune, fiule, dă-mi inima ta. Și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Cum să-i dau inima? Că dacă eu dau lui, inima mea este loc sfânt. Pentru că Mântuitorul este sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este sfânt. Când îi dau inima mea, el o curăță. Scoate afară spurcăciunile și îmi umple inima de bucuriile cerului. Îmi umple inima de viață din belșug, îmi umple inima de pace, de har, de cer. E plină inima ta de așa ceva? Haideți să plecăm capetele rugăciunii.